Deși este o perioadă în care maramureșenii își fac deja proviziile pentru masa de Crăciun, pe masa comisarilor de la protecția consumatorilor au ajuns doar reclamații legate de produse nealimentare. Reclamațiile din ultima perioadă s-au axat pe telefoane mobile, pe. Uh... <coughs> termoizolații la apartamente și pe întâmplărie termopan. Deci astea au fost cele mai multe reclamații. Comerțul cu produse cosmetice, în special cu parfumuri și creme, i-a nemulțumit de asemenea pe mulți dintre consumatorii care s-au adresat instituției de control. Dar șeful comisariatului face câteva precizări la acest capitol. E important să știe consumatorii că aceste produse nu se pot returna în termenul de 14 zile cum se returnează alte produse care sunt achiziționate online. Și de ce? Pentru că aceste produse sunt desfăcute, desigilate și atunci nu mai pot fi returnate și să fie revândute. Numărul reclamațiilor a fost mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Șeful CJPC Maramureș crede că cetățenii au devenit mai vigilenți, iar dacă au achiziționat marfă cu probleme, au depus sesizări. Foarte multe dintre ele au fost online.